Buonasera a Radio Spunghi, sono Andrea Coproforma, il nome è Trevor, e siamo a Dentro a Casse. Dentro a Casse. Lassa. Casse. Stefania, la comandi? Ci permo da me, se tu mi metti, tu dici mai, lo stiamo a Stefania? A Flats è naturale. A Flats. C'è mai mic. Non male. Cari sapati. Non è naturale. Cari sapati non è naturale. C'è mai mic non è naturale. Cari un bel titolo a Sardes. A Sardes. Non è un bacino. È un bacino a Sardes. Da resto di 5. Resto di 5. Și împărțit la 5, dar restul 4. Și nu împărțit la 5, să ne duc la restul egal cu 4. Deci s-a plăcut cel mai minimă natural, care are această calitate, împărțit la 6 de restul 5 și împărțit la 5 de restul 4. Asta e subpunctul A. Am înțeles. Nu propui să ne ocupăm și pe mână pe celălaltul B. Deci căutăm cel mai minimă natural, care e atât de deștept, când ne împărțim la 6 de restul 5, și când împărțim la 5, se ne dea restul, cât a zis, restul 4. Da? E o idee. Vreau de la voi. Putem să adunăm ca să fie 6-6. Ce cum să fie 6-6? Hai să vă putem la multe cum pe 6. Uite, întâi ne facem un plan de lucru. Da. Deci, vreau ce înseamnă că împărțit la 6 de restul 5? Ce ar trebui să scriu o legătură cu această informație? Că egal cu 6 ori un cât plus 5. Asta, tu era împărțit cu rest. Excelent. Deci în legătură cu informația asta, faptul că când împărțit la 6 de restul 5, înseamnă că se era împărțit cu rest. Deci n egal de împărțitul, egal cu împărțitul cu 6, ori câtul C, da, plus restul 5. Pe de altă parte, mai am o altă informație. Că N egal cu 5 ori C1. 5 ori C1. C1. Hai să zicem C, A. Nu e nicio supărare. A, B, să zicem. A, A, adică un cât A, plus A. Tu ai zis ce 1 și ce 2 vrei. E corect și așa. Eu de la cât ai dori să mergem prin chestia asta. Ce 1 ai să zicem aici și ce 2. Poftim. Ca să mergă pe ideea care ai spus tu. Deci, faptul că nu împărțim la 6 în restul 5, înseamnă că nu se zice 6 ori ce 1 plus 5. Iar când ne împărțim la 5 de restul 4, înseamnă că nu e 5 ori ce 2 plus 4. Uite, 7 împărțim la 3, ne conduce spre câtul egal cu 2, restul 1, nu așa? Darius, e bine? Adică 7 de împărțit egal cu 3 ori 2 plus 1. 7 egal cu 3 ori 2 plus 1. Iată cât de clar este că era puțin cu rest. Totdeauna. Nu? Pentru două numere, găsesc alte două care înseamnă câtul și restul, cât de împărțit egal cu împărțitorul, câtul plus restul. Asta am scris aici. Idee. Să dăm un factor comun. Să adunăm un 1 și după aceea să dăm un factor. Deci adunăm un 1 în prima parte, ca să facă 6, ca să te dăm un 6, da? Deci adunăm pe 1 și în stânga și în dreapta. Deci zice plus 1. Și atunci devine. Ce devine în prima reacție? Adunând un 1. Devine? Devine 6 ori C1 plus 1. Ne plus 1, zicem. Ne plus 1 egal. Că așa ai zis tu pe atunci. Deci nu plus 1 este egal. Nu plus 1 este egal cu 6 ori C1 plus 6. Și rezultă de aici egal cu N plus 1. Deci de aici rezultă că N plus 1 egal cu 6 6 ori C1 plus 6, nu? Da. Cam la 1, 5 și 1 fac 6.
Din coace ce să fac? Ia uitați-vă și aia. Tot același lucru. Tot același lucru, că e în 4 până la 5 și unul am eu. Deci tot așa avem și unul aici. Și atunci dă plus 1. Va fi egal cu 6 ori cel 2. Nu 6, 5 ori cel 2. De acord? Da. 5 ori cel 2 plus 5. Echivalentul. Ce pot face la prima relație? Corect. Deci vine N plus 1 egal cu 6 pe lângă C1 plus 1. E corect ce-a spus, nu? Da. 6 pe lângă C1 plus 1. Și din coace ar fi că N plus 1 egal cu 5 pe lângă C2 plus 1. N plus 1 egal cu 5 pe lângă C2 plus 1. Deci, N plus 1 egal odată cu 6 pe lângă C1 plus 1 și N plus 1 egal cu 5 pe lângă C2 plus 1. Ei, faptul că se vrea cel mai mic număr, care se împarte și la 6 și la 5, că vedeți acum, Ștefanian și cu Darius, în clipa asta, N plus 1, e multiplu de 6, 6 ori ceva. Celălalt, tot același N plus 1, e 5 ori ceva. Din prima ce înseamnă? Că N plus 1 se împarte exact la 6 acum. Că e 6 mulțit cu un număr. Nu mai este rest aici, nu? La împărțirii. Deci, faptul că 6 ori ceva, din face 5 ori ceva, înseamnă că putem gândi un N plus 1 cel mai mic, care să fie multiplu de 30. 5 ori 6, ca să se parte și la 5 și la 6. Și la 5 și la 6, adică cine să fie cel număr se parte și la 5 și la 6? 30. Da? Deci, de aici ce înseamnă? Că N plus 1, N plus 1 se divide la 5, din partea a doua, nu la 5, la cât, la 6. Din coace, N plus 1 se divide la 5 și cum N e cel mai mic și N plus 1 e cel mai mic. Deci, cel mai mic N plus 1 va fi egal cu 6 ori 5, 30. Cel mai mic, cel mai mic, mic, N plus 1 este egal cu 30. De unde rezultă că N va fi egal cu cine? Dacă N plus 1 egal cu 30, N simplu este? 29. N egal cu 29. Ei, ăsta e numărul cel mai deștept. Adică dacă îl împărțim la cine? Dacă îl împărțim la 6, ne dă restul 5. Și dacă îl împărțim la 5, de restul 4. Să ne convingem. 29 împărțit la 5 egal cu, de 29 împărțit la 5 egal cu 5 în 29 de 5 ori, 5 ori 5, 25 și restul 4. Foarte tare. Deci împărțirea la 5 ne dă rest 4. Ia să vedem, în plus, mai știu, tot 29 împărțit la 6, va da, de câte ori? De 4 ori. 4, 6, 24 și 5 aici. Da? 24 și 5 aici. De restul este 5. Corect? Corect. Ce a spus autorul? Să aflați pe cel mai mic număr natural, deștept, care împărțit la 6 să dea restul 5 și împărțit la 5 să dea restul 4. Sigur că noi l-am găsit foarte rapid, pentru că am avut această inițiativă de a duce pe unul în stânga și îndată am putut scoate pe 6, respectiv pe 5 în factor comun. Am adunat în ambii membri în 1 și am sesizat că N plus 1 se divide și la 6 și la 5, numai de rest, și cel mai mic care se împarte și la 6 și la 5 este 30. 30 se împarte și la 6 și la 5. Sigur că și 60 ar fi bun. Da, dar nu e cel mai mic. Deci 30 mai poate să fie N plus 1 egal cu 60, de unde N egal cu cât? Cu 59. Da? Poate să fie N plus 1 egal și cu următorul multiplu, 90. De unde N va fi egal cu cine? N egal cu 89. Și așa mai departe. Deci găsim, dar nu de cel mai mic. Cel mai mic este 29. Nu vă rămâne decât să vă convingeți voi. 59 împărțit la cât? La 6, să vedeți dacă la
6 dacă le trebuie să 5 și dă sigur, nu cap de discuții, dă exact așa cum spune ce ești. Și fiindcă nimeni a văzut foarte tare ieșițiu, am să vă propun eu un alt. Să se găsească în cel mai mic număr natural, cel mai mic număr natural. Așa încât ne împărțit la 3, să dea restul 2. Ne împărțit la 4, să dea restul 3. Și ne împărțit la 5, să ne conducă la test egal cu 4. Deci ne împărțit la 3, să dea restul 2, ne împărțit la 4, restul 3, ne împărțit la 5, să dea restul 4. Cine este acela care e atât de deștept? Cel mai mic număr care se are în calitatea asta. Îmi scrie N egal cu... Te rog, îți înțelegi, da? De la prima. Deci N egal cu... Vorbește, te rog. N egal cu 3 ori C1 plus 2. Da, Stefania? N egal cu 4 ori C2 plus 3. Da. N egal cu 5 ori C3 plus 4. Plus 4. Adunăm 1 în fiecare lucru. La fiecare, da. Deci plus 1, plus 1, plus 1. Și cele 3 devin relația. Așa se devin. N plus 1 egal cu 3 ori C2 plus 3 ori C1. C1, da. Da. Plus... Plus? 1. De ce plus 1? Că 2 și 1? Ai 3. Da, plus 3. Apoi, Darius, nu este egal cu 4. Nu, nu, nu. Și aici facem tot un numărul. Și la a doua relație, adică? 5. Nu, atenția, nu. Și în loc de nu vine N plus 1 ăsta. Deci n-am vine N plus 1, egal cu? Egal cu 4 ori C2 plus... 4. Corect. Și Stefania? N plus 1 egal cu 5 ori C3 plus 5. Plus 5. Echivalent. Prima. N plus 1 egal cu? Plus 1 egal cu 3 ori C1 plus 1. Adică ai dat pe celul 3 în factor comun, da? 3 pe lângă C1 plus 1. N plus 1 dar este egal cu? Nu plus 1 este egal cu 3. Păi cum este 3? A doua relație. Este egal cu 4 ori C2 plus 1. C2 plus 1. Și Stefania nu plus 1. Asta nu e egal cu 5, dar trebuie C3 plus 1. C3 plus 1. Iată, cele 3 relații, nu plus 1 egal cu 3 pe lângă C1 plus 1, nu plus 1 egal cu 4 pe lângă C2 plus 1 și nu plus 1 egal cu 5 pe lângă C3 plus 1. Vezi? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că n plus 1 egal cu 3 oriceva? Înseamnă că n plus 1 se împarte exact la 3. Nu mai am prest aici. Că e 3 împărțit cu câtul. Câtul cât este acela împărțirea? E C1 plus 1. Din coace, cât este câtul împărțirea la 4? C2 plus 1. Cât este împărțirea câtul aici? C3 plus 1. Deci, prima rezultă că n plus 1 rezultă că n plus 1 este familia se divide la 3, apoi, din coace, N plus 1 se divide la 4. Așa. Și N plus 1 se divide la 5. Care este cel mai mic număr care se împarte și la 3 și la 4 și la 5? Și la 3 și la 4 și la 5. 60. 4 ori 5 ori 3. 60 se împarte și la 3. Exact. Se poate și la 4, 60. 60 se poate și la 5. Deci la 3, la 4 și la 5. Deci de aici rezultă. Deci nu plus 1 se poate exact și la 3, și la 4, și la 5. Da? Am calificat. Deci cine este nu plus 1? Deci rezultă că nu plus 1 egal cu 60. Poate să fie 120, adică dublului. Poate să fie și cât? 180. Și mai departe. Dar de aici
cât este n egal cu cine aici? Cu 59. 59. Din coace n egal cu 119. Și aici n 179. Și mai departe, nu? Găsim multe valoare. În concluzie, n ăsta are variantele 59, 119 și 179, da? Bun. Dar nouă ni s-a cerut cel mai mic număr. Sigur că eu puteam cunoaște, dar cel mai mic număr este 59. Răspuns corect. N egal cu, n egal cu 59. Vreți să vă convingeți că este corect? Împărțiți-ți la 3 și vedeți dacă vă dă restul 2. Deci 59, să vedem, 59 împărțit la 3, merge o dată, 3, 29, merge da, de cât? Da, merge. De? De 9 ori. 9 ori, 3, 27 și restul 2. Cum am spus aici în problemă? Restul 2. Hai să vedem dacă 59 să-l împărți la cine acum? La 4. La 4. Să vedem ce se întâmplă. Egal cu 4 în 5 o dată, 4, 1, 19, 4 în 19 de 4 ori, 4, 4, 16 și rămâne 3. Excelent! Are calitatea asta. Și acum, 59, să ne împărțim și la cine? 55. La 5. Și 5 în 5 o dată, 5 nimic, 9, 5 în 9 de o dată, 5 și restul 4. Foarte tare! Hai să mă recapitulăm care este algoritmul, ideea care trebuie să spun. Cel mai mic număr împărțit la 300 de restul 2, la 4 de restul 3 și scriem teorema împărțirii cu rest. Aici e momentul foarte frumos. Adunăm un lucru. Ca să creștem restul de la 2 la 3, ca să putem scoate factorul comun. Și pe urmă restul de la 3 la 4 să scoatem factor comun și restul de la 4 la 5 să dăm pe 5 factor comun. Și în final, ne plus un cam adunat pe 1 în ambii membri și în stânga și în dreapta egalității. Ne plus 1 devine 3 oriceva, ne plus 1 4 oriceva, ne plus 1 5 oriceva. Da? Și atunci, iată că spun ne plus 1, înseamnă că se divide exact la 3 când mai avem rest. Asta ți-am zis de divide un număr, adică fără rest. Că-i 3 ori. Deci se divide la 3, la 4 și la 5. Și fiind cel mai mic număr, nu era cel mai mic, dar și nu plus 1 trebuie să fie cel mai mic. Nu plus 1 cel mai mic, ca să facă, înseamnă 3 ori 4 ori 5. Adică 60. Și de aici am găsit pe 59, 119 și 179. Indicare doar nu era bun? Nu, nu. Am zis eu mai multe. Puteam să iau mai multe. Dublu, triplu, de 4, de 7, de 9 ori. Și atunci ne oprim la 60 pentru că trebuie să fie cel mai mic. Și de unde e egal cu 59. Bun. Cred că ați înțeles aici, nu? Da. Puteți să compuneți și voi legi și de asta, ce partea, nu? Nu știu, da? Acasă, notați temă, de compus un exercițiu. I-am lăsat acolo 2, 3. Cât am zis la? 2, 3, nu, 3, 4 și 5, mai ales, nu? 3, 4 și 5, dar vă vreau alte numere. Împărți la 7 de restul ați cât? Împărți la 8 de restul atât, împărți la 9 de restul atât. Da? Și vedeți ce găsiți voi acolo. Deci asta ar fi tema. Știți bine, noi dintr-un exercițiu, putem să nu înțelegem foarte bine și să încercăm să compunem și mai rapid. Deci asta este ideea importantă, frumoasă. Și te rog, Ștefania. Bine. Deci aflați. Aflați. A, B, C, cu bară deasupra. Fiind împărțit la 72, de restul 69. Așa încât A, B, C, împărțit la 72, dar restul 69. Restul egal la 69. Chiar împărțit la 60, dar restul 57. Și același A, B, C, împărțit la 60, să dea restul cât? 57. 57.
Stefania aștept idei. Și la Stefania și la Alex. Facem cum am făcut și la celelalte. Adică? Adică AVC egal cu 72 ori. Teoria la părțile cu rest, nu? Deci înseamnă de aici că ABC. ABC egal cu 72 ori C1 plus 69. De acord, da? Tocmai, tot ABC egal cu cine? 60 ori C2 plus 57. Plus 57. Acum trebuie să adunăm un 3 la fiecare. Asta e foarte tare. De ce să-ți iau 3? Totuși, Stefania, nu prea trebuie. Ca să dăm un factor comun. Deci aici 90 cu 3 fac 72. Și 57 cu 3 fac 60. Deci vede bine chestia asta, să-ți poate factor comun pe 60 și pe 72, da? Deci, să spunem și noi, plus 3 și plus 3. Și echivalent cu scrierea următoare. ABC, ABC plus 3. Plus, nu, ABC plus 3, perfect, este egal cu 72 ori C1 plus 72, e bine? Da. Tot ABC plus 3 este egal cu 60 ori C2 plus 60. Plus 60, perfect. Și echivalent, Stefania vorbește. Echivalent cu ABC plus 3. ABC plus 3. Egal cu 72 pe lângă C1 plus 1. C1 plus 1. ABC. ABC plus 3 egal cu 60 pe lângă C2 plus 1. C2 plus 1. Și acum, ce putem spune? Fiindcă 72 ori ceva, 60 ori ceva, înseamnă că ABC plus 3 se divide exact la 72. Deci de aici rezultă că ABC plus 3 se divide, hai să pun într-o paranteză, se divide 3 puncte, da? Se divide exact la 72. Și tot așa devine ABC plus 3 se divide la 60. Da? Deci, la 72 și respectiv la 60. Întrebare. Cum? Despre ABC cel mai mic număr, bănesc chiar. Ia-ți puteți formularea. Face 72 ori 60. Tot așa ABC e cel mai mic număr? Nu zice. Nu zice. Ei, ca să împarte exact și la 72 și la 60, ori înmulțim și dă un număr mare, dar cine este numărul care se împarte exact? Cel mai mic număr care se împarte și la 72 și la 60? 2. Ăla e divizor. Dar cine este ăla? Ăla e mai mare și decât 72 și decât 60 ca să se împartă? Mai fi un multiplu. Cel mai mic multiplu comun. Da. Da? Se află în cel mai mic multiplu comun. Deci uite, uite, care e numărul care se împarte exact și la 3? Și la 4. 12 se întâmplă, da? Da. 4. Dar care este numărul care se împarte exact și la 6 și la 8? Facem 6 la 8. Este și el 6 la 8. Dar cred că cel mai bun este 24. Da. Că și, se împarte și la 6 și la 8. Deci trebuie a face cel mai mic multiplu comun. Care, nu? Cel mai, așa se întâmplă, se fac cel mai mic multiplu comun, să punem paranteze, da, chiar, da? Da, într-o așa. Deci cel mai mic multiplu comun la numărul 6 și 8 e egal cu 24. Iar cel mai mare divizor comun la numărul 6 și 8, cel mai mare număr care să fie atât de deștept încât să se parte și 6 și 8, exact. E 2, eu zic că da. 2 se împarte, 6 se împarte exact la 2 și 8 se împarte exact la 2. Deci cel mai mare de o valoare este 2. Cum se află cel mai mic multiplu comun? Asta e problema noastră. A numărul 72 și respectiv 60. Cel mai mic multiplu comun al numărul 72 și
60. Ce idei să avem ca să aflăm cel mai mic număr la acesta? Îi descompunem. Asta e. Descompunem în factori prim. Deci 72 ori de 4 și îl descompunem prin 2. Da? Și 2 în 7 de 3 ori. Rămâne 1 și 2, 12. 2 în 12 de 6 ori. 3, 6. Ia prin 2, merge, că e ultima cifră, 6. Merge la 4. O dată. 18. Și 16 prin 2, 8. 18, zic. Ia prin 2. Vine 9. 9. 3. 3. 3. 3 și 1. Așadar, putem spune că 70. Adică, descompunere. Egal cu... 2 la 3. 2 la 3, ori 3 la 2. De fapt, 72 este 8 ori 9. Da. 2 la 3 este 8. Și 3 la 2 este 9. 8 ori 9 fac 72. Iar 60. Să vedem ce descompunere are 60. Să încercăm și 60 de parte. Pe 60. De 2 ori. 60 prin 2. Și prin 3. Nu merge acum, vezi adăptat. Dacă știi că ne-am zis prin 2, 30. Iar merge prin 2. 15. Acum prin 3. 5 și 5. De fapt, 60 este egal cu 4 ori 3 ori 5. 2 la 2. Se scrie așa aici. 2 la 2. Ori 3. Ori 5. Asta este, asta e descompunerea. Adică 15 sau 4, 5, cât mai 4, 5, 20, ori 3, 60. Și acum atragem lui să spune cel mai mic multiplu comun egal cu cel mai mic multiplu comun a acestor două numere egal cu 3 la 2. Bun. Dintre 3 la 1 și 3 la 2, în loc cel cu 3 la 2. 3 la 4 din 5. Ori 5, în loc și ce comun și necomun. Ori 2 la 3. Ori 2 la 3. Deci iau dintre cei comuni, pe cei cu exponentul cel mai mare, și se iau și toți cei necomuni. Dacă mai lași o 7 pe acolo, aruncat, luăm și pe 7. Ce rezultă este următor. Ori cât a zis ori 2 la 3. Ce rezultă este așa, 9 ori 5 ori 8. 8 ori 5 fac 40. 40 ori 9. 4 ori 9, 36. 360. Da? 360 este cel mai mic multiplu comun. Dar mai poate să fie. Ăsta e cel mai mic. Știți ce, de ce este capabil ăsta? Ăsta se împarte exact. Și la 72 și la 60. E cel mai mic număr care se împarte exact și la 300, și la 72 și la 60. Hai să ne convingem. Ia să zicem, 360 împărțit la 72. Cam de câte ori merge? De 4 ori. 4 sau 5? 5 ori, 7, 35. Cred că merge de 5 ori, da? De 5 ori merge. 5 ori 2 este 10, 5 ori 7 este 35. 35 cu 36. Perfect. De fapt, 72 cu cine este egal 72? Cu 2 la 3 ori 3 la 2. Fiindcă 2 la 3 ori 3 la 2. Și multiplul comun care era 2 la 3 ori 3 la 2 și ori 5. Punem mâna pe 72, care e 2 la 3 ori 3 la 2. Și câte rămase? 5. Deci de aceea ne-a dat 5 la împărțire. Hai să vedem acum pe cine să-l împărțim. Pe 60. Să-l împărțim la... nu pe 60, pe 360. 360 împărțit la 60. Dar și 6 ori. 6, 6, 3, 6. Și perfect. În concluzie, am aflat cel mai mic multiplu comun. Adică cel mai mic număr deștept care se împarte și la 72 și la 60. Dar poate să fie și dublul ăsta. Nu numai 360. Mai poate să fie și cine? 720. 720 și ăsta este. Deci un alt care este tot atât de 20, care se împarte exact și la 72 și la 60, este
720. Și mai poate fi orice alt timp, adică de 3 ore. Dacă vreți 3x00, 3x6x18, 3x3x19, 10. Și 1080. Și 1080 e tot atât de deștept. Clar. Nu merge. Nu merge în textul nostru. Că zice cel mai mic. Dar n-a spus asta. Așa a zis? Nu. A. Dar spune așa, A, B, C. De să se determine ABC, aia să citește încă o dată. Aflați ABC. Aflați ABC. Adică ABC din câte litere? Din 3 litere. Deci maxim 720. Deci maxim. Deci o fi o variantă 360. Și alta 720. Deci de aici rezultă că ABC plus 3, ABC plus 3, să fie egal cu 360 o variantă. Cazul 1. Ceea ce ar însemna că ABC, ABC, e cam de forma 360 minus 3. 357. Altă variantă, în cazul 2, ABC plus 3, e egal cu 720. Rezultă ABC egal cu 717. Deci din 720 minus 3 face 717. ABC egal cu 717. În concluzie, am reușit să găsim ABC. Dacă iau ABC, ABC plus 3 egal cu 1080, fic asta. Pentru că depășește capacitatea. Din câte cifre este format aici? Din 4. Din 4 cifre. Deci asta nu e doar ABC. Fiindcă autorul a zis ABC din 3 cifre, răspunsul corect este să se afle ABC, răspunsul este ABC aparține, ABC aparține mulțimii, numărul 357 și respectiv 717. 357 și 717. Acestea sunt cele două numere chestii. Foarte frumoase chestii, excepționale. Deci mai departe, Ștefan, ia. Ce e? Oh, deci are și ABC. Dacă ai și de... Ia să vedem ce spune ABC. Aflat ABC, fiind împărțit pe rând la 15, 12 și 80, restul 10, 7 și respectiv 75. Păi dar ce vine pe niște asta ta? Deci hai să se arate, să se afle ABC, tot din 3 cifre, nu? Așa încât ce calități ai la ABC-ul ăsta? Fiindcă împărțit pe rând de la 15, 12... Așa încât ABC împărțit la 15, 10. Se conducă la restul egal cu 10. Așa. Apoi, tot același ABC. Învățit la... la 12. Să ne conduc la restul egal cu... 7. Așa. Și ABC. Învățit la 80. La 80. Să dea restul 75. 75. Foarte. Foarte tare. Foarte tare. E ușor? Da. Ai văzut că nu e chiar atât de bună. Cred că o să aflăm, cum știam, un număr care a adunat idee. Deci scriem ce? Scriem teorema împărțirii cu rest. Deci zicem ce, Ștefania? ABC din prima. ABC. Egal cu... 15 ori C1. 15 ori C1 plus 10. Apoi. ABC egal cu 12 plus 6. ABC egal cu 80 plus 3 plus 75. Acum trebuie să găsim numărul cu care să adunăm. Pentru a da factor comun. Primul merge cu 5. La primul cu 5. 5, doar de la cu tot cu 5. Sigur că da. Trebuie să fie același lucru. Ați înțeles că aici da. Trebuie cu același cantitate acum în toate. Deci plus 5, plus 5 și plus 5. Și devine, ca să vedem ce devine. Nu putem să dăm direct un factor comun. Hai să facem o dată, deodată.
Da. De zicem ce? A, deci. Deci ce? Plus 5. Corect. Egal. Ce fac egal cu? Egal cu 5. Spre 10. Spre 10 pe lângă C1 plus 5. Corect. A, B, C, la doilea te răspăcăști tu, dar nu spui. A, B, C plus 5 este egal cu 10. A, egal cu? A, 12 spuse. 12 pe lângă C, 2 plus 1. C, 2 plus 1. Și A, B, C. A, B, C plus 5 este egal cu 80 pe lângă C, 3 plus 1. C, 3 plus 1. Eee, dar ce înseamnă din prima? Ce înseamnă că ABC plus 5 face așa? ABC plus 5 face 12 ori? 80 ori? Ce înseamnă? Ce sunt 15, 12 și 80? Faptul că scrie ABC plus 5, 15 ori ceva? Ce este 15 pentru membru stâng? Nu te plop. Un divisor? Da. Faptul că... Uite, fetele așa. 6 egal cu 2 ori 3. 2 și 3 sunt divizori ori 6. Da. Pentru că 6 se împarte exact la 2. Da? La 2 și 2 cât 3. 6. Deci 2 și 3 sunt divizori. Așa și aici. Fiindcă e 15 ori ceva, 15 este un divizor, ori 100 din stânga. Da? Divizor. Adică el e mai mic. Și cel care îl împarte pe ăsta, exact, se cheamă divizor. El e în corp mereu. Păi, ești atent. Divizorul e mai mic, multiplul e mai mare decât cele. Adică numele. Multiplul e mai mare, mai puternic. Când se împarte el la toate celelalte. Divizorul... Da, dar la 5 vine 3 ore cu 5 și de asta m-am luat. Bun, l-am primit de sine stătător. Că e 15 ori ceva. Cum ar fi 2 ori 3. Da? Deci este doar ca număr, fiindcă nu m-am găsit aici, restul a fost încorporat. Că dându-i adunând pe 5 la 10, a făcut 15 și a dat de factor comun și deci în clipa asta ABC plus 5 a devenit ce a devenit? 15 ori un număr. Și 15 ori un număr înseamnă că 15 este divizor a lui ABC plus 5. Deci din prima rezultă că, ce spunem, cum spunem aici? ABC, ABC plus 5, se divide, exact, ai să împarte exact, fără repres la cine? La 5, pe 10. La 15. Apoi, tu, Stefania, ABC plus 5. ABC plus 5 se divide exact la 12. Se divide la 12. Se divide, nu mai spune exact. Când zic că se împarte exact, exact că vine da, însoțit de înlăpățit. Dar se divide sub înțeles. Și ABC plus 5 se divide la 80. Ei, ce trebuie să aflăm noi ca să se împarte și la 15, și la 12, și la 80? Cum se cheamă numărul ăla? Ca să se împarte exact și la 15, și la 12, și la 80. Cel mai mic multiplu comun. Deci, de aici rezultă că ABC plus 5, da? ABC plus 5, se divide în final, se divide la 15, la 12, la 80. Deci ABC plus 5, trebuie să fie un multiplu, cel mai mic multiplu comun pentru, da? Deci ABC plus 5 e egal cel mai mic multiplu comun, al pentru numerele. Pentru numerele. Care sunt numerele așa? Cel mai mic multiplu comun al numerelor? 3 din ele, adică 15. 12 și 80. Ce căutăm noi de fapt? Un număr care să fie mai mare decât 15, decât 12, decât 80, dar să se împarte exact la, da? La 15, 12 și 80. 160. Nu pot ghici deodată.
Tu zici 160, eu s-am gândit la 80. Dar la 80 nu se bate examen la 15? Nu. Nu se bate. Adică vine 15 ori 4. 15 este inclus 3. Da. Și are 160 se bate la 3? Nu. Nu se bate. Deci nu-i bun nici 100. Nu-i bun nici 160. Atunci? 160 plus 80. Plus 80, încă 80. 240. Se pare că 240. Nu merge. Se divide la 15. Ia să vedem să facem bățăra la 15. De dacă e bun. Așa cum ai luat totul. 15 în 24? O dată. 15. Merge 9, 10. 15 în 90 de? De 6 ori. De 6 ori. 6 ori, 5, 3, 10, 6 ori, 6, 3, 9. Perfect! 240 s-a împărțit exact la 15. Hai să vedem pe 240 la 12. Simpat, exact. 240 la 12. 12 în 24. Deci împărțit. Bine. 20. De două ori 20. Bun și asta. Deci în metri. Băi, dar tu cum ai ghicit? Nu l-am ghicit. Dar stai să vă cum l-am făcut eu. L-am adunat pe 80 pentru că m-am gândit că niciun caz 80 nu va fi mai... nu se va împărți de ceva mai mic. Deci, așa că l-am adunat. Trebuie să fii cel puțin un 80, zic. Da. Ca să se bate exact la toate trei, trebuia să fii mai mare de tine. Și fiindcă 80 e cel mai mare, fete, că e o șmecherie foarte bună. Fiindcă 80 e cel mai mare, vă zic, ia să văd de 80 ăsta cel mai mare să împart la 15 și la 13, e senzat că nu. Și l-ai dublat cu 80. Nu se poate ca să ai mai. De ce l-ai dublat? Ca să păstrezi divizibilitatea lui la 80. Și ai zis 160, împărțit la 80, merge de două ori, că da, asta a fost secretul, dar nu se împarte la 3, adică nu se împarte la 15. Și nici la 12. Și atunci l-a triplat. Când l-a triplat, de 3 ori 80, 240, și fii de 3 ori, l-a dat pe 3 în lucru. Și acum se divide și la 3, și se divide și la 15, la 12 ori. Și ăsta e cel mai mic multiplu comun. Deci, cel mai mic multiplu comun pentru numărul acesta e egal cu, cât am spus, mai egal cu 240, da? 240. Foarte tare. Dar tu ai evitat o aici o chestie. Ai evitat descompunerea în factor prim. Deci trebuia să facem așa. 15, hai să facem asta. 15 egal cu 3 ori 5. 12 egal cu 3 ori 4. S-ar strie cu 3 ori 2 la 2. Că 4 e egal la 2. Și că 80 ar fi 8 ori 10. 8 ori 10 fac 80. Da, 8 ori 5 la 2. 8? 8 ori 5 la 2 nu merge. Să vedem. 8 ori 2 ori 5. Da. Deci egal cu 8 ori 2 ori 5. Că 2 ori 5 fac 10. 8 ori 10, da? Dar 8 înseamnă 2 la 3, ori 2, face 2 la 4, aici. Prin 8 ori 2, zic 16, care face 2 la 4. Și am și scrierea, și descompunerea făcute. Și acum trag linii și zic, cel mai mic multiplu comun a numerelor 15, 12, 80. Știți câte să-i dea? Cât trebuie să-i dea? Uitați, da. Auzi, de fapt, ce trebuie să-i dea? Să vedea dacă iese. Dintre cei comuni... Din 2 la 4. În loc de la 4, ai spăritul cel mai mare. De la 4. 5 și 3. Și ori 3, corect, și ori 5. 3, când am 3 la a doua, deci 3 la a întâia și acolo și acolo. 5 la a întâia, nu știu, nu există 5 la a doua. Cât între 2 la a patra și 2 la a doua, l-am dat pe cel cu exponentul mai mare, 2 la a patra. Deci 2 la a patra, ori 3, ori 5. Și 2 la a patra, adică 16 ori 5, fac 80, ori 3, 240. Corect. Iată că am găsit cel mai mic multiplu comun. În clipa asta, spun că ABC plus 5
A de ce plus 5? Este odată cu 240. Dar mai poate fi și dublul 240. Nu cel mai mic. Adică 480. Adică 480. Dar mai poate fi foarte bine. Și 620. Și 600, 6 sau 720. Prin 2 ori 4, 12. Da, da, da. 3 ori 2, 6 și cum 7. Da. 720. Mai poate fi 800. De 4 ori. 4 ori 4, 16. 4 ori 2, 8 și 1, 9. Deci 900, cât am zis? 964. 960. Și dacă era de 5 ori, depășește capacitatea lui ABC de 3 cifre. De acord? Da. Deci, dacă mai adaug aici un 240, face de ordine miilor. Și depășește. Deci, de aici rezultă că ABC va putea să fie 240 minus 5. 240 minus 5. De aici rezultă că ABC poate să fie 235. Nu. 480 minus 5, da? 480 minus 5. Și tot de aici ABC poate să fie 720. 720 minus 5. Și tot de aici ABC poate să fie 960 minus 5. Adică aici ar fi 235. Asta zic eu, cred că o faci până acolo. Da. Apoi poate să fie? 475. 475. Apoi poate 715. 715. Și apoi poate și 955. 955. În concluzie, ABC, ABC, aparține mulțimii, ABC, aparține mulțimii valorilor, tuturor valorilor, astea care numesc noi. 235. 235. Apoi 475. 475. Apoi 715. Deci 955. Deci avem, așa merge, să se afle ABC și încă. Învăță la 15 de restul 10. Dacă voi aveți curiozitatea, luați pe fiecare parte, pe 235 îl învățați la 15 de restul sigur 10. Același 235 învățat la 12, sigur restul 7. Și învățăm la 80, dar restul sigur 75. Și de fiecare în parte, 475, și probați. Și vedeți de fiecare dată se întâmplă așa. Până acum, la exercițiul ăsta, ABC, punctele și sau ce? Ca suport. Teorema împărțirii cu restul. Nu? Faptul că împărțim la, dau restul de nu știu ce, teorema împărțirii cu restul. Ideea este spectaculoasă aici, când adunăm ce număr, ca să putem să facem factorul comun, 5 am văzut peste toate. Vedeți? Nu la unul adun 5 și la altul 3 și la altul 4. Nu, același număr când autorul are grijă, când compune ghișițiul, să facem noi așa, avem cât să aflăm același număr. N plus ABC plus 5 plus 5 plus 5. Încât să fie 15 ori, 12 ori, după aceea spus factor. Asta înseamnă că ABC plus 5 se divide exact la 15, la 12 și la 80. ABC se divide la plus 5, 15, 12 și 80. Înseamnă că se divide la cel mai mic multiplu comun al noi. ABC plus 5 este cel mai mic multiplu comun al numerelor 15, 12 și 80. Și eu am avut aici o explicație foarte bună. El a refuzat să mai descompune. Pentru că pierdeai timp și te-ai gândit așa. Măi, de ăla trebuie să fie mai mare ca să împarte exact. Măcar 80 trebuie să fie. Adică trebuie să fie mai, cel mai mare dintre ei. Cel mai mic care să împarte exact. Cel mai mare dintre ei. Numai că de a avut gândit dificultăți. La 15 nu se împărțea și nici la 12 nu. Și atunci hai să-l dublez eu. 160. Și de nou ai avut dificultăți. Că nu se divide la 3. Că în 15 se află totul la 3. Nu între ori 5. Și în 12 se află 3. Și deci nu se divide la 3. Dacă nu se divide la 3, l-ai triplat pe 80. 3 ori 24. Și am văzut că același lucru se obține și dacă facem concret treaba, nu? Da. Deci a fost o chestie foarte frumoasă. Din nou, exercițiul ăsta a avut toate punctele, dar toate, pe același șablon. Pe teorema împărțirii cu restul. Pe același șablon.
Hai să vedem. E A și B, două numere naturale, astfel încât A și B sunt cel mai mic multiplu comun cu B mai mare decât A, pentru care au loc relațiile. Mai știam acesta, dar și nu prea am zis problema. Deci mai citește o dată. Deci, determinați numerele naturale, nenulite. Determinați A, B, din E, numerele naturale, nenulite, din E smăruță. A mai mic sau egal de B. A mai mic egal de B, da. Pentru care au loc relativ. Așa încât avem. Așa încât avem. A, virgulă pentru paranteză rotundă, adică cel mai mare divizor. Așa, cel mai mare divizor al numelor așa de. Este egal cu 18. Egal cu 18. Iar cel mai mare multiplu. Cel mai mic multiplu. Cel mai mic multiplu. Cel mai mic multiplu comun al doilea. Este 216. 216. Cine era să dau și cine este B? Da. Deci A egal cu cine? Și B egal cu cine? A să fie un efect de zero. Da, neapărat. Am putea face din prima cel mai mic multiplu comun valor, să descompunem pe 18, zic eu. Dar nu putem să aflăm divizorii lui 18. Putem să aflăm. Dar ce înțelegeți voi că cel mai mare divizor comun al lor este 18? Adică A și B sunt divizori lui 8. Cel mai... Cel mai mare divizor al numerelor A și B este 18. Adică A să scrie 18 ori ce nu A. Adică atât au cât și 2 se împarte exact la 18. Da? Atât au cât și 2 se împarte exact la 18. Asta înseamnă că A-ul este 18 ori în ce 1. La fel de U este 18 ori în ce 2. Iar dacă ați face cel mai mic multiplu comun al lor? Asta nu știu eu. A lui A și B, cât ar fi? Păi când luăm pe cel comun, 18, deci cel mai mic multiplu comun ar fi 18 ori ce 1 ori ce 2. Da? Nu vine 18 ori ce 1 ori ce 2. Că luăm și comun și neacomun. La multiplu. Te rog, Darius, Davide, să faci tu exercițiul ăsta. Intră în problemă că este chiar o împărțire cu rest. Nu. Este aici cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun. Autorul ne spune că cel mai mare divizor comun al numerelor este 18. Și am spus, înseamnă că A este 18 ori ceva. B este 18 ori altceva. Și acum, cum aflăm multiplul comun a celor două? Luăm pe cei comuni. Cei comuni. 18. Și luăm pe cei... Și cei necomuni. Și ce 1 ori ce 2. Nu știu cine sunt ce 1 și ce 2. Sunt niște nume. Nu luăm cei comuni și cei necomuni. Deci 18 ori ce 1 ori ce 2. Dar la autorul dă că cel mai mic multiplul comun al lor cât este? 216. Deci în loc de asta de aici, în loc de asta de aici, pun cât? 216. Deci echivalent. Poate spune că 216 este egal cu 18 ori ce 1 ori ce 2. Deci să spui și eu așa. Sau invers, 18 ori ce 1 ori ce 2. Egal cu 216. Egal cu 216. Ce părere aveți în parte exact? 216 la 18? Încercăm. Ia să vedem. 216.
216 împărțit la 18. Cât îmi face? Hai, încercați acolo de dezîmpărțirea. 216 împărțit la 18. 4. Merge de câte ori? Ori de câte ori. Deci 18 în 21 merge o dată. 18. 8 din 11, 3. 6 din 1. Merge de 2 ori. De 12 ori. Așa încât, în loc de 216, o să spun 18 ori 12. Deci apare că 18 ori ce 1 ori ce 2 este egal cu împărțitorul 18, 8, 12. Împărțim totul prin 18. De acord? Și ce devine Ștefania? Ce 1 ori ce 2 egal cu 12. Egal cu 12. Adică ce 1 ori ce 2 se facă 12. 6 și cu 6. Cum 6 ori 6? Ai și mulțime. Nu. 2 și cu 6. 2 și cu 6, 3 și 4. Deci asta ar fi echivalent. Poate spune că 12 egal cu 3 ori 4. Sau 2 ori 12. Nu? Sau 1 ori 12. Ce varianta asta ar fi? 1 ori 12. Da, sunt 2 ori 12. 2 ori... 12 scris. 2 ori 6. Dă 6, chiar spui, da? Dă 6 sau 1 ori? 1 ori? 12. 12. Care credeți voi din variantele astea ar conveni? 3 ori 4, ca să fie și consecutive și... Nu, nu spune de consecutivitate, altceva. Cât ar deveni au atunci? 3. 18 ori 3, nu? 3. Și B8 ar veni? 18 ori 4. A mai mic decât B. Da? A mai mic decât B. Deci cealaltă înseamnă așa. Că A este egal cu. Deci a spune că A e egal cu. Nu seara, iertați-mă că suntem în problemă. Da? A e egal cu cât? 18 ori 3. Și ar face cât? 3 ori 24, 3 ori 54. Și B ar fi egal cu 18 ori 4 și ar face 8 ori 4, 32, 4 ori 4, 2, 7, 72. Ce calitate trebuia, ce lucruri interesante trebuia să găsim despre A și B? Să găsim numele A și B, naturale. A mai mic egal decât B. E adevărat? Da. Avem îndeplinită condiția A mai mic egal decât B. Că cel mai mare divizor comun al lor e 18. Da! Cel mai mare divizor comun al lor e 18. Pentru că atât au cât și B, o să fie 18 oriceva. B, 18 oriceva. Cel mai mare divizor comun. Adică, ce înseamnă cel mai mare divizor comun? Numărul la care se împarte exact. La 18 se împarte 54. Și 72 se împarte la 18. Deci 18 e cel mai mare divizor comun. Lui 54 și 72. Iar multiplul comun al lui 54 și 72 în mod sigur este 216. Da? 216. Și deci calitățile lui A și B găsite, calitățile lui A și B găsite, condițiile cerute sunt îndeplinite. Odată. Ce? Cel mai mare divizor comun al lor este 18. Cel mai mic multiplu comun al lui A și al lui B, 54 și 72, n-aveți decât să încercați să descompuneți, să vedeți exact, este 216. Adică va fi 18 ori 3 ori 4. 18 ori 3 ori 4. Și iată cum noi am pus mâna pe cele două numere A și B deștepte, nu? Cu calitatea asta. Așa, dă drumul. Acum, uite, da. Noi ne-am luat cu problema și am uitat să mai dăm. Ei bine, în exercițiul acesta, din nou mi-a plăcut foarte tare, pentru că doar condiția asta, doar această variantă convine. Dacă ați lua 2 și 6,
Atunci, a arăta cum? A arăta 18 ori 2. Ar face câte? Mă rog, 36. Iar B-ul ar arăta 18 ori 6. Și cât m-ar duce pe mine? 18 ori 6, 6 ori 48. 6 ori 7 și 1 ori 40. 108. Numerele ar fi A, 36 și B, 108. Știți voi care zice mai mare divizor comun al lor? Al lui 36 și 108? 8. Nu mai este 18. E 18 ori 2. Pentru că în 6 se află 2 ori 3. Și atunci comun, la cel mai mare divizor comun, luăm părțile care sunt comune la puterea cea mai mică. Deci, Daria și tu, Daria, dacă ați putea să mă urmăriți, este foarte tare, e foarte important ce facem. Deci, 18 ori 2 la cel mai mare divizor comun al lor. De ce? Că luăm pe cei comuni la puterea cea mai mică. Și iată, 18 și 2. 36 și nu mai este 18. E 36. Da? De data asta, cel mai mare, așa, cel mai mare divizor comun al numerelor respective, este 36. Care e diferit de 18. Și am dat peste cap ipoteza. Iar cel mai mic multiplu comun, anume la A și B, cel mai mic multiplu comun anume la A și B, este ce luăm? Luăm pe cei comuni și necomuni. Adică 18 ori 2 ori 3. Adică cine ar fi 18 ori 2 ori 3? Ar fi 108. Egal 108. Care e diferit. Diferit de 216. Da? Concluzia este că totul este stricat. Totul s-a dat peste cap. Nu mai se întâmplă ca cel mai mare divizor comun, dacă autorul să fie egal cu 18, și nici cel mai mic multiplu comun egal cu 216. Deci, problema s-a stricat complet. În final, dacă schimbăm, deci dacă tatonăm cu celelalte variante, dăm problema peste cap. Ce variante ne convine? Doar prima, în care am găsit A-ul 54, B-ul 72. Condițiile acestea al lui A și B, în calitatea asta, satisfac condiția că cel mai mare divizor comun este 18 și cel mai mic multiplu comun este 216. Nu aveți decât să constatați asta și totul este perfect. Restul sunt numele de căută. Repetăm. Ce a spus autorul? Găsiți voi două numere A și B natural, care, despre care să spun așa, că A e mai mic egal decât B. Și cel mai mare divizor comun al unor e 18. Iar cel mai mic multiplu comun este 216. Faptul că cel mai mare divizor comun este 18, înseamnă că A e să scrie 18 ori în C1. B o să scrie 18 ori în C2. Deci A e 18 ori în C1. B e 18 ori în C2. Iar despre C1 și C2 nu au niciun divizor. Dacă ar mai fi la C1 și C2 un divizor, dacă la C1 și C2 ar mai fi un divizor, s-ar întâmpla ca acela să se mulțească cu 18 și l-ar mări. N-ar mai fi cel mai mare 18. Deci între C1 și C2 nu mai există niciun divizor. Iată, între C1 și C2, între 3 și 4, nu am niciun alt divizor. Deci prezența unui alt divizor, cum este aici, între 2 și 6 am un divizor? Între 2 și 6, cine este divizorul? 2. Și atunci, pe 2, ce face? 18 mai rămâne neatins? Nu. 18 este mulțit cu 2 și ajung la 36. Și stric tot ieșițiul. Nu mai este 18 cel mai mare divizor comun. În concluzie, aici ce trebuia să știm? Ce înseamnă cel mai mare divizor comun? Cel mai mic divizor comun. Să știm cum anume gândim. Și vă mai dau o relație pe care vreau să o urmăriți voi. Cel mai mare divizor comun al lor, A, B, înmulțit cu multiplul comun, A, B, este egal cu A ori B. Deci, cel mai mare divizor comun, înmulțit cu cel mai mic multiplul comun,
A numerelor A și B egal cu A ori B. În cazul nostru este adevărat. Care e cel mai mare divizor comun al numerelor A și B? A și B. Este 18 dat. Înseamnă 18 ori multiplu. Cine este multiplu? Ori 216. Este egal cu A ori B. Ia să vedem. 54 ori 72. 54 ori 54 ori 72. Vă invit să faceți o operație de cuțit să vedeți dacă este așa. Dacă 18 ori 216 egal cu 54 ori 72. Dacă este adevăr sau minciună ce am spus eu aici. Deci vreau să constatați dacă este adevărat sau e fals, știu eu. Ori 216, dacă e egal cu 54, ori 74. Da? Nu. 216 ori 18 vine 3989. 216 ori 18 face? 3989. Și cealaltă, 54-72, fac același lucru. Pentru contrazice matematica, de ce am făcut eu până acum. De o viață fac asta și tu nu dai peste ea. Prima. 3.089. Deci 18 ori 216. Să faceți rândurile. 18 ori 216. Nu e facultat, că ați mai greșit. Ia vezi. 3.188. Cât? 3.188. 3.888. Așa vă dat și mie. Da? 3.888. Și din face tot așa trebuie să dea. 3.888. Deci este egalitate. 3.888. Da? Totdeauna, cel mai mare divizor a două numere. Așa. Înmulțit cu multiplu, fac cele două numere mulțite. A ori. Da. Da. Mai departe. Ce mai e acolo? Atât. Adică pentru la fel. A, le poți face, nu? Da. Bun. Dar am pus la punctă niște chestiuni foarte tare. Deci a fost o...